În primul rând, pentru RAC, săptămâna asta trecutul bate serios la ușă, mai ales dacă discutăm de familie, casă. Acolo fie vă treziți puși într-o situație în care ați mai fost, fie pentru alți raci este un moment să faceți pace cu trecutul. Da, poate aveți acolo niște decizii importante de luat. Pe de altă parte, este o săptămână în care avem o lună plină în Scorpion. Lună plină care pentru tine, bineînțeles, activează axa 5-11, este o lună plină care, din punctul meu de vedere, e profund transformatoare, clar că e în Scorpion. Doar că ascendentul fiind învărsător, fiind de casa opta pentru voi, cu Pluto pe acolo, deci eu cred că sunt lucruri care se întâmplă și care...